Așa că a fost numai, cum să spun așa, momentul acesta, numai bun așa, să facem cunoștință puțin cu poetul Dumitru Cristănuș, care a fost cu sine însuși ca poet destul de perseverent, însă a luat lucrurile pe jos așa mult mai târziu. Nu că nu cert acum, doar că am vrut să vă spun că Dumitru Cristănuș, pentru cei care nu-l cunosc, este poet de când cred că nu eram eu născut. Cred că așa, din câte mi-aduc eu aminte, nu? Salut, vă salut pe toți. În această seară avem prilejul de a asculta voci importante din critica românească, din poezia românească, comentând volumul cel din urmă, Livada Nopții, semnat de Dumitru Cristănuș, al treilea la număr. Primul a apărut în 2015. Întemeierea somnului și în 2017 Morminte insomnice. Ne-am întâlnit tot aici la Morminte insomnice. A fost o seară frumoasă, cu câteva, nu pot să uita, s-a luat lumina de câteva ore atunci. Era un moment politic. Așa poate în regie. Și a rămas cu această amintire anexoasă.